Enervat la culme de un alt participant la trafic, un bărbat de 28 de ani din Dănești a adresat mai multe înjurături respectivului șofer prin geamul mașinii. Tânărul nu s-a rezumat doar la acest lucru, așa că a scos imediat un pistol pe care l-a îndreptat spre posibila victimă. Văzându-se încolțit, bărbatul a pus mâna pe telefon și a sunat la poliție. Mașina în care se afla șoferul scandalagiu a fost dată în urmărire de polițiști, aceasta fiind depistată la scurt timp pe raza municipiului Târgu Jiu. După anchetele desfășurate, polițiștii au constatat că arma nu era altceva decât o brichetă în formă de pistol, nefuncțională. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 62 de ani din comuna Ciuperceni cu privire la faptul că a fost amenințat cu un pistol de către un conducător auto ca urmare a unei șicanări în trafic. Având în vedere aspectele semnalate, polițiștii au dat în urmărire autoturismul implicat în eveniment, fiind depistat pe raza municipiului Târgu Jiu. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că apelantul, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe raza comunei Ciuperceni, a fost implicat într-un conflict spontan ca urmare a unei șicanări în trafic, fiind amenințat de un tânăr de 28 de ani din comuna Dănești cu o brichetă tip pistol identificată în interiorul autovehiculului în stare de nefuncționare, fără ca împotriva sa să fie exercitate acte de violență. Polițiștii au deschis dosar penal pe numele acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.